Ziua tuturor, sunt cu mama și cu bunica la spital la Filiaș. Vedeți? Pe mama am mușcat-o. Câinele din curte de la ea. M-am mușcat și de picior. Rănește câinele să-ți mănâncă vânele. Ăsta este câinele lui mama. A vrut să-l ma, dar e vână. Te-a apucat și de picior. A băgat colții în mână, uite-te. Și ea a făcut panică, că ea face și panică. Nu aveam aer. Fără aer. Cum ai rămas? Nu mai aveam aer și mă simțit slăbită, mă lasă căldurile așa. Și din azi mă rog, să vorbesc. Când mă sună, e pe mine, tăică meu, nu-mi venea ce cred. Că ce l-am lăsat pe el și am plecat cu Darius. Să-i cumpăr de mâncare. Nu. Mi-a zis Cătălin, bucătărul, te-a văzut la câine. Am văzut la destinția la noi și m-a făcut spălătorii și acum trebuie să-mi pune două din alea, să-mi pune ață acolo. Da, și trebuie și înzeția aia, anti-titanic, da. Titanic, nu știu cum îi zice. Și n-are aici la Filiaș, ce facem? Am zis să-l legăm, să-i facem tratamentul, să-i facem vaccinul, să-l ducem la dispensar, trebuia. Dar el să ia niște colțuri și dinți, așa mari. A adus mama un câine de pe stradă, uite, vezi? Bagă câinii de pe stradă la tine în curte. Da, așa, așa sunt și cu lumea și cu oamenii, bagă lumea la tine în casă, dă-le să mănâncă și după aceea te mănâncă, uite. Acum se duce lui eu să nu dai el rasă. Poate vede doctorița și dă cu mine. Și când auzi bunica, bunica ca să vină și ea cu noi, cum să o lasă pe maica mea singură, și a venit și ea. Ea cu bătrâneța ei, a venit și ea după mama la spital. Eu nu spor câini, eu nu spor pisicile cu farmizerii. Nu-mi place câinii când sunt răi. Vreau câini frumoși și cu minți. La spital la Filiaș. Te doi mâna. Ce? Că aveam inelul, am strâmbat și inelul. Nu mai pot să mai faci din mână, din degete. Poți, nu? Da, zic eu, mamă, îmbracă-te să plecăm și să ne plimbăm cu mașina. De ce nu vine să ia vinii? Nu aveam timp, am zis, n-am timp. Dar știi, mă să fac curat, da, știi că văzui visul ăsta, că cineva a venit la spital cu mâna așa, da. Îmbandajat. Vezi? Și visele mele, tot ce văd, mi se întâmplă. Toate visele. Vezi mâna. Uite, mâna îmbandajat. Mă durai la porci, intrai la porc, păcui curat, la peste tot, toate cauciucurile umpli după de ei. Să vezi tu, da. O după de cauciuri. Adică, de când s-a trezit, numai treabă și treabă. Prietul tot, nu mai stă și ea în pat. Ba se duce, ba la tine vine, ba la soră sau la cutunița, nu stă și ea în pat. S-o văd și ei în pat. S-o văd și pe ea că stă în pat, liniștită. Și eu în pat, da. Mă duc și încolo și încolo fac, și fără, și cu copii, și cu mâncare. Mi-a băgat copilul, poate, da, și mai puteam, mi-a băgat copilul meu să-i vezi ce înseamnă copil, nu credeam că eu e așa. Mi-a băgat adida și mi-a băgat sosetele în picioare. Copilul m-a încălțat, m-a îmbrăcat. Văzut pe Andreea, venea Andreea, m-a băgat fusta pe mine, mă schimbă de aine Andreea, că nu mai puteam să-mi ieși. Copilul. Și Darius cum zice? I-a dat și mie un pranel, că era mult pranelul lui mare. Mi-a dus pranelul lui. Și Darius, cum a zis Darius? Nu mai te panica. Da, da. Nu mai te panica. Să vezi și tu că stăm deja aici la urgență. N-are nimic. Injecția, n-are nimic la Filiaș. Auzi că nu, du-te la boli infecțioase. Nu, ia. O cumpăr un litru. O cumpăr eu până altă la apă. Mai bine la Cioprea, la noi ale. Vă știi că e. Mi-e frică că faci asta ceva. De ce te facă? Alergică la toate medicamentele. Ce e cu țigănul ăsta?
Păi ce vaccină? Un copilaș mic. Hai da. Îmi dă du-te medică, biletul să mă duc la farmacie. Nu, tratamentul ăsta e. Da. Și biletul ăla către Severin. Către Severin? La Severin, la boli infecțioase, să facă alt tratament. Îl cumperi de acasă. Să fac ăla de turbare, zice. Da. Turba, dar ei nu sunt turbați aici. De, pentru ce ăsta? În spital aici? Ce păi ce spital e ăsta, mamă? Ai, mamă. Spitalul n-avea. Nu mai mă duc la Severin. N-avea. Păi dacă n-are. N-are ție pe ăla. Hai mașina curată. Ne luăm de la filiașancă de aici? Ce să luăm? Medicamentele ăștia. Nu. Ha, sau de acasă? Nu, e ce medicamente, nu are nimic. Mi-a dat rețeta aia, mi-a dat să mă duc la rețeta. Ce ți-a dat? Ai întrebat? Mi-a dat antibiotică de infecție. Păi tu nu prea vrei antibiotic. Nervoasă, de ce, doamna doctor, ești nervoasă? Pe nici nu să nu-mi dă să să-i izolez, dar nu știu. Acum, mă, de ce tratament mi-a dat? Mergem încă aici la feria să luăm. Poate să vedem, poate păi, mai e ea mai să bea ea cea. Păi nu știu, maica mea știe. Întrebă-mă la farmacie și vedem de care. Aici, Dana, sau? Mai nu acasă întrebăm. Ah, la noi? La noi. La noi nu mai dă niciun medicament, nimic, auzi fără rețetă, auzi, am dat păi din ăla. Da. Și nu mai îmi dă nimic. Vezi unde nu mi-am luat eu o pasire mai de demult. Acum ce fac, că nu mai pot să mai îmi iau nimic. Numai cu doctor, cu parafă. Nu. Mergem acasă. Să revenim. Bună seara, bună seara, prieteni. Am fost cu Dana, că a făcut o bubiță la mână, a mușcat o cățelul. Așa de mică. Da. Da, ce cățel. E bun. Da. A crescut, că a crescut și el, Dana. Facem asta, că tu țineai să-i pun cureaba, Dana, să-l punem lanțul și câinile a pus lumea gura pe maică. Da. Da. Așa e. Nu mai du-te, mamă, niciunde. Stai acasă în pat, să vezi ce o ia ăla acum. Stai acasă în pat și gata. Mai stai și tu în pat. Du porcii la bunica, găinile. Da. Mai am dus la bunica într-un an, da, găinile și le-am mâncat de oru. Da. Serios? Da. Doamne. Dă porci acum, lasă-mă, mai am găinile aia, stai și gata. Da. Și porci acum de Paști, nu? Acum de Paști, mai iau unul pe lângă ei, unul să fie strănină, să fie carne, untură, să băgăm pe ei. Și aia le fac cum așa, că noi plecăm, gata. Nu mai ține o animale. Nu mai ține nimic, absolut nimic. O să plecăm, să vedem unde plecăm, dincolo unde plecăm. Să facem bani. Eu cred că merg după Tomi, cu Darius, cred. Și voi cu cine rămâneți acasă? Că maica mea fără mine nu stă nicio zi. Mă! O să fac bani. Mai te doare, Dan, acolo? Hai! Ai văzut ce e Darius de milă? O să plângă de maica mea, o să plângă, mă. Nu mai te panică! Da, dar nu știu că e cu minte, are 10 ani copil. Ce n-ai cu minte, copil? El face mie masaj, dar nu astea nu pe mine mă iubește. Da, așa e. Nu mai te doare acum, a? Nu spate. Nu acum să mă aprec, pot să fac. Hai că mergem acasă și o să revenim de acasă. Acasă de la... Iată, da. Plecăm, lasă-l pe gata, că plecăm. Vine mereu așa, uite la spital, am treabă. Mai dă ora. Da, mai dă o sânge. Am mușcat-o câinii, a făcut-o praf la mâini. Ce piciorul, piciorul e mușat, m-a prins așa. A venit bun. Doamne. Seara dimineața, spălai toate vasele, prieteni. Tot din bufet, toate ceștine, cam... Am făcut curat. Ai văzut, dar dimineața mă treabă, mă treabă. A făcut curat prin curte, e bună tot singur. Cauciucurile, le-am umplut o dubă de cauciucuri, să-l arat la prieteni, pentru cauciucuri. Unde e dusă și că?
Cauciucuri. Îl simt în dubă. Încărcă o dubă de cauciucuri. Ce avea noastră prin curte, toate cauciucuri. Tot aducea, tot aducea. Și îmi zic, măi, ce fac cu atâta cauciucuri? Am și eu atâta cauciucuri unde le ducem. Nu, să facem curat. Le aruncăm. Adunarul să le aruncăm tot. Dar unde să arunci? În mătură mama în oale. Am văzut ce ai tu în fața curții. De ce l-ai pus la mână? Nu, e aia. Mă duc cu târg cu ele. Vezi? De la cine sunt aia? Am în spate. Aia. Nu, aia. Ale noi, de la unde sunt? Al copilului. Al cui? Nu rupi. Sunt ca o șobolă pe regări, ca o ciuve. Da, de ce ai vizut? De mai 10 milioane. De unde? Pe de-o nasie. Păi ce nu? Unde rupi? Să pisarea de-a telefon. Sana, ca-i sana? Azi, de-o rupi. Unde rupi? Ca-i sana? Ferești?